Reforma Restart, lansată de guvern la începutul acestui an, pare că nu prea dea roade, deși autoritățile au declarat că pentru angajații serviciului social nu vor exista alte modificări decât creșterea salariilor, în practică transferul gestionării direcțiilor raionale de asistență socială către agențiile teritoriale a dus la întârzieri semnificative de remunerare și la plata indemnizațiilor pentru luna decembrie 2023, relatează anticorupție.md cu referire la presa locală. Angajații serviciului social din raionul Basarabeasca au acumulat restanțe salariale de aproximativ 2,6 milioane de lei. Abia în august curent, aceștia au primit lefurile restante pentru luna decembrie anului trecut. Mihail Martinov, șeful Casei Raionale de Asigurări Sociale Basarabeasca, a explicat că în octombrie angajații au primit compensații pentru concediul neutilizat, premiul anual pentru anul trecut și o indemnizație de 15% acordată funcționarilor publici în caz de lichidare a instituției în care au activat. În prezent, lucrătorii așteaptă plăți suplimentare de 1.300 de lei pentru 6 luni. După cum a declarat Mihail Martinov, Consiliul Raional Basarabeasca, sub jurisdicția căruia se află Direcția Teritorială de Asigurări Sociale, a alocat în total 970.000 de lei, 730.000 de lei în luna iulie și 240.000 de lei în septembrie. Am încercat să discutăm cu reprezentanții Casei Raionale de Asigurări Sociale Basarabeasca, dar nimeni nu ne-a răspuns la apeluri. Nu au răspuns la telefon nici reprezentanții Consiliului Raional. Ministrul Muncii și Protecției Sociale susține însă că banii pentru plăți au fost alocați. În cadrul guvernului am aprobat deja 2 hotărâri de guvern prin care am alocat resurse suplimentare la Consiliul Raional, pentru că este vorba de restanțe salariale de care era responsabil, atenție, Consiliul Raional. În anul 2024, când Guvernul și Ministerul Muncii și Protecției Sociale a devenit responsabil direct de gestionarea sistemului de asistență socială, noi nu avem restanțe la salariu și noi am acordat suport necesar, am acordat resurse, am mobilizat resurse de la parteneri pentru ca să ne asigurăm că colegii mei din prima linie au această remunerare. Amintim că reforma Restart, care a început pe 1 ianuarie, transferă responsabilitățile din domeniul asistenței sociale de la autoritățile locale la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu excepția municipiului Chișinău și autonomiei găgăuze. De atunci, lucrurile sunt gestionate de minister prin intermediul a 10 agenții teritoriale de asistență socială. Autoritățile spuneau că schimbarea este necesară pentru a asigura acces uniform al cetățenilor la servicii sociale de calitate. Cu toate acestea, o mulțime de persoane cu dizabilități a rămas fără asistenți personali și sunt îngrijite de rude fără ca acestea din urmă să fie remunerate.